Încălzirea în saltura vremii duce la declanșarea diverselor alergii respiratorii, afectând mai ales persoanele sensibile la diferite tipuri de substanțe alergene. Începând cu luna martie, apar și alergiile la polen, după cum precizează medicul alergolog Cristina Bărbânța. Va începe sezonul de polen, undeva de prin martie până prin toamnă. Vor fi mai multe tipuri de polenuri care vor afecta pacienții. Și, în general, alergiile la polen se manifestă prin reacții la nivel nasului, care sunt frecvent confundate cu răceli. Sunt acele reacții în care pacienții încep să le curgă nasul, încep să li se înfunde, ochii lăcrimează foarte mult, mănâncă fața, ochii, nasul, cerugurii, strănută foarte mult și, după cum vă dați seama, seamănă foarte mult cu o răceală. Singura diferență este că în reacțiile alergice nu avem febră și durează foarte mult, mai mult de o săptămână. În general, o răceală cam trece, în 7-10 zile ar trebui să dispară. Caracteristica alergiilor la polenuri este că e și sezonieră, adică în fiecare an apare cam în aceeași perioadă a anului, în funcție de tipul de polen la care fiecare pacient reacționează. Sunt și alergiile perene, cele care persistă tot timpul anului, sunt alergiile la praful de casă, cel mai frecvent, alergiile la animale, cei care dețin animale, sunt reacțiile la gândaci, sunt mai rare la noi în țară, dar există. O altă manifestare ar fi reacția aceea respiratorie la nivelul plămânului, ca și astmă. Tușesc, respiră greu, există acea respirație zgomotoasă, ca un fluierat. Este tot o reacție alergică. Bine, astmul poate fi declanșat și de alți factori, dar în perioada aceasta polenurile pot să declanșeze reacții astmatice. Este practic o reacție inflamatorie. Toate mucoasele, respiratorii, fie că vorbim de nas, fie că vorbim de bronșii, toate se inflamează. Moment în care pacientul are aceste simptome. Ca o primă reacție, când ar trebui să ne îngrijorăm și să apelăm la medicul specialist? În primul rând, îngrijorarea ar trebui să apară în momentul în care o așa zisă răceală nu mai trece. Poate exista și suprapuneri, să înceapă ca o răceală, cu o febră, printre altele, și după care simptomatologia respectivă să persiste. Apoi, dacă acea simptomatologie începe să se repete periodic, în aceeași perioadă a anului, de exemplu. Sunt foarte mulți pacienți care, în momentul în care îi întreb de câți ani, cred că de vreo 3-4 ani, și amintesc exact lunile în care reacționează. Ar mai fi, de exemplu, dacă pe lângă aceste manifestări mai încep să apară reacții cutanate. Încep să ai erupții cutanate, gen acele bubițe ca și urticaria, pe care le cunoaște toată lumea. Sunt formele de dermatită atopică care pot să apară sau se pot accentua. Ele pot să existe de mai mult timp. Soluția cea mai sigură pentru a scăpa de aceste neplăceri este tratamentul medical, făcut cu toată seriozitatea la un specialist în domeniu. În general, pacientul se adresează prima dată medicului de familie. Medicul de familie de cele mai multe ori indică un tratament cu antialergice, acele antihistaminice se numesc, care ar trebui să oprească reacția alergică, însă nu întotdeauna sunt suficiente. Pentru că odată sunt mai mulți mediatori implicați decât histamina, este o substanță care se produce în reacțiile alergice, sau, pe de altă parte, sunt reacții extrem de severe, chiar dacă ele au un debut relativ acut. Și atunci sunt nevoie și de alte tratamente, gen spray-uri intranazale, picături oculare, spray-uri pentru plămâni, lucru pentru care medicul de familie îndrumă pacientul spre alergolog în momentul în care ridică această suspiciune de diagnostic. Astfel, primăvara se acutizează alergiile de tip respirator, respectiv rinitele alergice și astmul bronșic. Pentru a putea face față alergiilor respiratorii și pentru a putea stabili diagnosticul corect, trebuie cunoscute în primul rând cauzele și simptomele acestora.